Înțelegeți cât de obiectivi sunt procurorii în acest dosar. Procurorul a solicitat respingerea tuturor martorilor apărării. Așa ceva este inadmisibil. Pe de altă parte, se încalcă principiul egalității armelor în proces. Noi eram în drept să depunem acea cerere prin care să indicăm cel puțin adresele și datele de identificare ale martorilor. Acei martori care noi nu-i cunoaștem și care am depus interpelare la registru pentru a identifica adresele lor de domiciliu, am comunicat instanții că vor fi ulterior, imediat ce vom obține răspuns de la întreprindere de stat care ține evidența acestor date. Ori noi nu putem să avem acces la date cu caracter personal al diferitor persoane, pentru că, nu uitați, în acest dosar sunt persoane cu funcții înalte în stat. Și cererea noastră a fost una justificată. Uh-huh.